O rețea de traficanți de migranți din zona Aradului, care beneficia de sprijinul a doi polițiști de frontieră, a fost înlăturată de către DIICOT Timișoara. Presa locală vorbește despre o anchetă care ar fi fost deschisă încă din anul 2011. Cei doi polițiști lucrau în cadrul poliției de frontieră pe linia combaterii infracționalității transfrontaliere. Pe de altă parte, polițiștii asistau la îmbarcarea migranților în mașini și, ulterior, mergeau înaintea mașinilor în care se aflau migranții pentru a se asigura că aceștia trec cu bine granița cu Ungaria. Aceeași sursă menționează că migranții erau racolați din centre specializate și, după ce traversau Turcia și Bulgaria, ajungeau în România și erau preluați de un cetățean turc ce avea în vedere racolarea persoanelor din centrele de refugiați din țară. Totuși, rețeaua era coordonată de un cetățean israelian din Palestina. Imigranții ar fi plătit între 700 și 2000 de euro de persoană pentru transportul ilegal. Ancheta DIICOT a început în 2011, dar după ce o parte a grupării au fost prinse în Ungaria, autoritățile au oprit la momentul respectiv operațiunile. Perchezițiile au fost organizate imediat după ce autoritățile maghiare i-au eliberat pe suspecți.